Să o depună la Parlament. Primarul de acolo spune că în 2008, 2007, 2008 a avut o lucrare pentru școli, i-au fost alocate sumele conform hotărârii de guvern la data respectivă, a proces, a făcut licitație, a câștigat o firmă, a făcut lucrarea respectivă, nu i-au fost alocați toți banii, deși în hotărârii de guvern erau alocate suma respectivă, după care a început să facă o serie de sesizări către autoritățile, către inspectoratul școlar. Și am aici în dosar vreo 6 sau 7 astfel de adrese făcute către inspectoratul școlar și în anul 2010 și în anul 2009. Bineînțeles că el nu a fost luat în calcul și de către minister atunci când au distribuit prin hotărârea de guvern 1033 bani către școli. Și întrebarea este de ce. O să fac astfel de interpelare către domnul ministru Puneriu. Sigur că eu am văzut lista cu școlile alocate în județul Doj, am văzut și nota de fundamentare în care spune că se vor face plăți pentru lucrări începute, lucrări executate pentru datorile pe care le avem. Interesant este de ce terpelița nu a fost selectată. Sigur că ar putea să găsim o explicație ulterioară, cum că PDL-ul a avut cel mai mic scor la terpelița sau că nu a avut niciun consilier local la terpelița de mult timp și poate că s-ar fi o motivație. Însă, în funcție de răspunsul pe care o să-l primesc de la domnul ministru Puneriu, o să fac toate demersurile, dacă nu o să fie unul care să se angajeze să ajute această localitate, o să fac toate demersurile să declarăm școlile și creșele din terpelița de interesul al minorității naționale a UDMR, eventual poate să-l ajutăm să treacă și la UDMR, pentru că decât dacă ești la UDMR poți să mai primești bani de la actualul guvern în formula PDL, UDMR, UNPR. Acum aștept răspunsul ca să vedem care sunt următorii pași. Vă mulțumesc!